Este, dar v-am spus, acest trafic, plus, vedeți, s-a făcut centura 2 a Bucureștiului. Păi degeaba ai făcut centura 2 a Bucureștiului dacă n-ai făcut canalea de legătură cu ea. Acel singurul pod grand început de Oprescu, terminat de Băsescu, Basara, pardon. Sunt multe alte studii de fezabilitate, făcut inclusiv de japonezi, ca și acest studiu a fost făcut de japonezi în anii 2000, care sunt lăsate moștenire, plătite. Nu sunt puse în practică. Studiul ar putea fi de traficul ar putea fi de fluidizat, doar că ai pune în practică niște proiecte care au fost făcute de cei care, nu noi am inventat apa caldă, ci ei. Cei care aveau, mă refer la cei japonezi, cei care aveau, știți foarte bine, în Japonia, fiecare centimetru de pământ, având o suprafață foarte mică, vor să-și recupereze, la fel ca și noi. Dar trebuie să-ți asumi acest lucru și trebuie, cel mai bine, să-ți gospodărești bugetul. Iar la o primărie gen capitală, unde ai peste 1 miliard de euro, unde se vede astăzi că n-a fost bine gestionat. Și mă refer la toată structura, spitalele. Vedeți spitalele administrate de municipalitate. Sunt la pământ. Dar la pământ, ți-e rușine să intri în spitale. Vedem actorii capitalei, care avem teatrele în administrare. Stau să la cerșitul salariilor, sau nu mai spun de recuzita care, și ne place tot să ne lăudăm că avem teatre, că avem, dar ce ai făcut pentru ele? Nimic. A, te duci să ce faci? Panseluțe? Piedone n-a pus niciodată panseluțe. Dacă a pus decât copac sau plante perene. Eu dacă pun astăzi un copac sau o plantă perene, știu că la anul sau peste 5 ani eu nu mai am treabă pe zona respectivă, că va fi verde tot timpul. Dar nu e asta problema în esență. Este să fii în simbioză direct cu necesitatea și dorința oamenilor. Să fii în frecvență cu ei. Să le simți. Trebuie să fii, nu-ți trebuie o intelectualitate extraordinară decât dacă simți la fel ca și ei. Când ieși din casă și te duci la o nuntă, ca nevastă ta să nu-ți rupe tocurile, ca tu să nu-ți rupi basculanta la mașină, ca să stai cu mașina într-o parcare, să nu-ți cadă copacul uscat. Sunt chestii mici, gospodărești. Lucrurile astea în București astăzi, dacă vine unul, astăzi, cum am prins eu, și sectorul 4 la început, și sectorul 5, dacă dă doar cu var pe copaci, nu se mai dă cu var pe copaci, dar dacă dă cu var pe copaci, cum îmi place mie să spun, a dat decât cu ruși pe buze, oamenii zice, wow. Și vorbim de un întreg București. Să nu mai zic de sectorul 1, care are un buget aproximativ cât primăria capitalei și astăzi este la pământ. Perla Bucureștiului a devenit gunoiul Bucureștiului. Peștele de la cap se împută. Chiar dacă se curăță de la coadă, de la coadă sunt cetățenii. Și ei încep să curețe. Și a venit vremea, vă spuneam un citat, a venit un citat roman, că zarurile au fost aruncate, a venit vremea poporului. Ei vor decide. Și vor decide cei care vor decide pe cel care a crescut între ei, care nu era dezamăgit de 30 de ani. Asta este pocta ce am poctit-o eu prin ei. În ce credeți dumneavoastră? Cum în ce cred? Bineînțeles că singurul meu mentor și s-a dovedit în toate astea este bunul Dumnezeu. Este bunul Dumnezeu. Primul gând, Mihai, vine de la Dumnezeu. Eu am mers în viață doar pe primul gând. Al doilea gând vine de la diavol. Al doilea gând vine când Dumnezeu stă primul gând dimineață și al doilea zice, nu fă aia, nu face aia, că vezi, zice ăla. De ce candidezi, Piedone? Că îți face dosare, te arestează. Dumnezeu mi-a dat primul gând. Du-te, că avem o misiune. Eu merg pe gândul lui Dumnezeu. Restul e can-can. Și misiunea care e? Misiunea este ca după 4 ani de zile Bucureștiul să fie începutul amintirilor frumoase a tuturor celor care au trăit, trăiesc și tinerii își vor putea plimba într-un parc gen Herăstrău, care astăzi este ghetoul Bucureștiului, un parc gen Cismigiu, care este emblema Bucureștiului și este
infecția Bucureștiului, și nu vorbesc numai de parcuri, într-un teatru în care nu ți-e frică să stai pe un scaun, într-un spital care nu ți-e frică să te duci să nu-ți iei, nu știu ce, colicobacter sau stafilococca aureu, pentru că, cum spuneam, ciobanul păstorește oile, nu oile păstorește ciobanul. În momentul de față, aveți susținerea vreunui candidat de sector, pentru că ei fac parte din partide precum PSD, PNL sau USR. Dacă PSD și PNL merg împreună, întrebarea e așa, dumneavoastră puteți câștiga chiar de unul singur? Sunteți susținut, se spreșe interul unui partid, dacă este mai mic, pe USL. În momentul în care vă bateți cu niște balauri, da? Că sunt niște partide mari, care au toate sectoarele și așa mai departe. Păi, doamna Firea se spune că de fapt a pierdut în momentul în care Robert Negoiță de la 3, cu câteva zile înainte, a venit și a zis, domnule, eu nu mai susțin pe Gabriela Firea pentru aceste motive. Pierzând sprijinul său, a contat. În momentul, dar ea totuși avea niște, niște sectoare și niște candidați la sectoare care o susțineau. Dumneavoastră, în momentul de față, nu aveți niciun primar de sector, niciun candidat care să spună merg în echipă cu Piedone. Mulțumesc lui Dumnezeu. Ei a spus vă bucur asta că nu vă susține nimeni? Da, mulțumesc lui Dumnezeu. Dumneavoastră a spus că sunt balauri. E greu ca un balaur să bată cu un dragon. Sunt dragon? Da, sunt dragon. În adevăratul sens al cuvântului. Cu toată modestia vă spun. Și pentru asta ei știu ceea ce înseamnă să te bați cu mine. Pentru că mă bat cu costumele lor. Mă bat pe imaginația lor. Mă bat cu ce vor ei. E greu. Și mai vă spun un singur lucru. Spuneați de doamna Firea, de domnul alți candidați de la alte sectoare. Știți care este diferența între ei și mine? Ei sunt înregimentați și comandă politică. Eu sunt înregimentat doar la cetățean. Singurul meu stăpân. Asta e diferența între mine și ei. Ei pot răspunde la comenzi politice, eu nu. Eu răspund doar la comenzile oamenilor dintre care provin și din care voi... Degeaba ai. Poți să fii tu cine? Poți să fii tu Robert Negoiță, să spui tu astăzi, nu-l susține pe Piedone? Te rog frumos, Robert. Cine te ascultă? Electoratul cui? Al tău? Ce electorat ai? Ce să spui tu, Băluță? Nu-l susțin pe Piedone? Ok, cine ești, Băluță? Pe cel mai performant pe sectorul 4. Ok, ai uitat că ai luat moștenirea de la mine? Ai uitat că mi-ai fost viceprimar? Ai uitat că mi-ai dus proiectele mai departe? Să-mi spui tu mie ce să-mi spui?